Păi dacă a venit toamna, trebuie să renoim garderoba. Sunt perfect de acord cu tine și colega noastră Maria Simion ne oferă trucurile perfecte. Fetelor, stați să vedeți ce cizme se poartă toamna aceasta, aveți nebunii. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos În acest sezon, în premieră, se poartă ca și accesorii, ca și încălțăminte, foarte mult cizmele șosetă. Da, probabil că o să râdeți, sună puțin amuzant, dar să știți că sunt în super trend și botinele șosetă și cizmele peste genunchi, care sunt foarte, foarte strânse și au aspectul acela de șosetă. Botinele din catifea, botinele în premieră iarăși au revenit de fapt în trend, botinele cu botul acela de rață, dacă vă aduceți aminte, s-a mai purtat acum ceva timp. Ploverile oversize, care vedeți am și eu unul pe mine, atât sunt. Se poartă jeansul, a rămas în super trend și sub diferite forme, jeansul evazat, jeansul cu talie înaltă, rochile din jeans care s-au purtat și vara aceasta, broderiile să știți că au rămas din vară, dacă vă aduceți aminte, vara aceasta magazinele au fost pline de cămăși, jeans și brodați. Toamna aceasta se poartă carourile, dar carourile, liniuțele foarte fine, în diferite nuanțe, se poartă galbenul foarte mult, fucsia, verdele acela crud pentru toamna aceasta, trenciurile iarăși care au rămas pentru toamnă și care probabil nu or să iasă niciodată. Pentru gențile oversize, gențile shoulder bag, dar cu bretelele foarte late. Deci gentuțele și mai mici, dar cu bretele foarte late, să știți că sunt la fel în mare trend. Au ieșit din trend, în schimb, perlele, așa că dacă v-ați accesorizat în vară blugii cu perluțe, puteți să le dați jos pentru că nu se mai poartă. Pielea se poartă la fel, un element care, un material care nu se va demoda probabil niciodată. În rest, ce să vă mai zic? De cămăși v-am spus, rochile asimetrice se poartă și se poartă combinațiile de iuniuri cu carouri, adică jumătate de roche să fie într-o culoare iunii, un color block eventual, iar pe partea cealaltă de roche, pe cealaltă jumătate, se poartă carourile. Centurile în talie, iarăși au revenit centurile late, brâurile, care la fel sunt în foarte mare vogă și le găsiți în toate magazinele. Deja am văzut colecțiile de câteva dintre colecțiile de toamnă în magazine și chiar arată foarte bine, spectaculoase. Dacă v-ați achiziționat kimonouri în vara aceasta, să știți că ele rămân în trend, dar în culori un pic mai închise, mai tomnatice, ar spune eu. Un bordeaux, un muștar, un maroniu, deci pe culori un pic mai închise, că evident toamna trebuie să ne închidem un pic ținutul.